Peste 30 de participanți au venit duminică la concursul care se organizează în fiecare an în comuna Slătioara, Botezul Cailor, o competiție devenită deja tradiție, în cadrul căreia se întrec cei mai frumoși și puternici cai. Prima probă a fost cea de frumusețe, iar cea de-a doua de tracțiune. Este o tradiție care merită să o ținem pentru că a fost înființată de la cei bătrâni și să merită ca să o ducem mai departe. A fost înființată în 1993, este a 26-a ediție. Avem secțiunea locuitorii comunei Slătioara și, ca de obicei, invitații care sunt din localitățile învecinate, din Slatina, din Pleșoiu, din Piatraul, din Enoșești. Premii o să constau în bani. Trei premii, locul 1, 2, 3 pentru fiecare secțiune în parte, plus mențiune și avem un premiu de popularitate pentru cel mai frumos cal. Pe lângă participanții din comună, la concurs au venit invitați din mai multe localități ale județului: Slatina, Piatra Olt, Balș, Găneasa și Pleșoiu. La ce probă participați? La frumusețe. Este primul an? Al doilea. Ce așteptări aveți astăzi? Nu, să vedem ceva frumos, nu neapărat că concurs sau să vedem frumos. Bucuria sărbătorii ne face ca să participăm, să venim. De frumusețe. Nu este de tracțiune, că nu prea l-am folosit la munci. Am ținut mai mult de frumusețe. De cât timp îl aveți? Păi are vreo 3 luni, 4 luni. L-am luat de aici, în Slătioara, de la un om cunoscut. Am participat de 10 ani, dacă nu mai bine, deci pe fiecare an. Calul cheamă Steven, are 10 ani și să vedem ce poate astăzi. E prima oară când venim la acest concurs, da. Cu cai, așa, fără, am venit de multe ori. Ce probă o să participați? Frumusețe, deocamdată. Suntem la un centru de echitație care este la Ochișor, Hippie ca se numește, și am venit să vedem cum e. Din concurs nu au lipsit nici anul acesta poneii și nu au participat doar la proba de frumusețe, ci și la cea de tracțiune. Ați venit și anul trecut? Da. Și anul acesta? Da. Și anul trecut ce ați făcut? Păi mi-a dat premiul de frumusețe. Da. Și anul ăsta la ce categorie participați? Și la frumusețe și la tracțiune. Eu sunt slătiorean și vreau să ducem tradiția cât mai departe. Botezul Cailor este un concurs vechi de aproape 30 de ani, care a fost reînviat de preotul Marin Bica. Când am venit în această parohie, acum aproape 29 de ani de zile, am întrebat și eu din stânga în dreapta ce obiceiul a fost. Cei mai în vârstă mi-au spus că a fost obiceiul acesta cu acești cai. Și atunci am zis să reînființez, de fapt pentru că interbelic a fost acest obicei, și am reînființat acest obicei. Este o tradiție care, iată, ne unește. Ar fi foarte bine dacă am redescoperi aceste obiceiuri și aceste tradiții care ne-ar uni. Până în 2000, toți acești proprietari de cai se strângeau la biserică ca să-i boteze pe preotul. Făceau concurs de călărie pe stradă acolo. Se întâmplau tot felul de mici accidente. Și în 2000 am venit aici. La secțiunea dedicată localnicilor din Slătioara, locul întâi la proba de frumusețe a fost câștigat de Nicolae Vlășceanu, iar la cea de tracțiune de Marian Fulga. La secțiunea destinată invitaților la proba de frumusețe, pe locul întâi s-a aflat Solomon Butoi, iar la tracțiune Claudiu Moraru.